patru. Cine? Doamne, ce mă bucur să te văd treaz, mama. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Na, cum să fiu? Bine, acum că te văd așa. Ce e? Hm? Ce-i? Câți ani au trecut? Așa, bătrân apar? Nu. Hai să mănânci ceva. Nu mi-e foame. Te rog, ai nevoie, totuși, nu? Nu mi-e foame, ți-am zis. Vreau să știu ce s-a întâmplat tot timpul. Petru, dacă te rog. Au trecut 5 ani. Trebuie să... Spune-mi. Măcar să bei o... Au trecut 5 ani! Iartă-mă, în fierminții, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu vrea să mă ajute nimeni. Da, înțeleg, Petru. Adevărul este că... E foarte bine că te-ai trezit, dar tu nu ești încă stabil. Nu știu ce am voie să spun și ce nu. Încearcă să te calmezi puțin, că nu pot să vorbesc cu tine dacă ești așa agitat. Tot ce trebuie să înțelegi și să știi și să fii asigurat este că suntem cu toții aici, dacă ai nevoie de noi, cu orice, da? Trebuie să știu și eu ceva, spune orice. Te rog. Da. Da, au trecut 5 ani. Dar tu ai fost cu noi tot timpul ăsta. Amintirile tale sunt acolo. Și ele o să-ți revină. Eu sunt convinsă de asta. Să mă duc să-ți aduc altceva, totuși, o supă măcar.